Mergem mai departe. Doi polițiști din Constanța au rămas împotmoliți cu mașina în nisip. Un trecător a surprins întregul moment, l-a filmat mai exact, iar în imagini se poate observa cum polițiștii cu picioarele goale s-au băgat în pungi, așează scânduri cu care, cu ajutorul unui alt autoturism, reușesc să scoată mașina de poliție din nisip după câteva zeci de minute. Vedem și noi aceste imagini chiar acum. Ia te uite, mă, frate! Mașina de poliție din Constanța blocată pe plajă. Cum au voie, mă, ăștia pe plajă cu mașina? Uite, polițistul a coborât desculț din mașină. Ia uite acolo. Ce avem noi aici? Un polițist care și-a băgat picioarele în niște saci de gunoi, care îi se cam tot trag de pe picioare. Ia uite, a venit un duster după jumătate de oră de chin și încercări. Vedem dacă reușesc cu dusterul să-l scoat. Ia uite, mă, că o scos-o cu toaregul.